Salutare internet și bine v-am regăsit! Astăzi avem în fața noastră Galaxy A32 5G. Un telefon cu un design fresh față de anul trecut, Galaxy A31, și câteva particularități destul de interesante. Haideți să vedem ce avem în cutie și cum se prezintă telefonul. Atenție, aceasta este varianta 5G. Telefonul dispune și de o variantă 4G cu câteva specificații diferite, dar vorbim despre asta în minutele ce urmează. În regulă, înainte să trecem și la telefon pe care l-am scos deja din cutie, hai să vedem ce altceva mai găsim în interior. Avem prima dată plic, un carton în care avem documentație, manual, informații legate de garanție și cam atât. Folia în care a venit telefonul, o cheiță SIM, un cablu de încărcare și transfer USB tip C la USB tip A, standard, și cu acest telefon Samsung a decis să nu mai salveze planeta și să includă un încărcător 2A 10W sau 1.67A 15W fast charge. Destul de ok, standard pentru un telefon Samsung din acest segment de preț, deși aș fi preferat încărcarea la 25, nu pot să mă plâng, măcar mi-au dat încărcătorul în pachet. Și acum piesa de rezistență, telefonul în sine, care arată chiar ok, îmi place designul ăsta fresh de 2021, deși materialele sunt mai non-premium, avem ramă plastic, spate plastic, sticlă pe față, chiar nu mă deranjează, se simte ok în mână, nu este nici destul de gros, nici destul de greu. Pe partea din spate nu mai avem un camera bump general, avem camere înălțate individual și cred că vă puteți da seama care este acea cameră de 2 megapixel macro de la pufuleți. Nu știu de ce încă se practică așa ceva, dar hei, cine sunt eu să judec? În partea de jos, o mufă jack binevenită, un difuzor, porturi de încărcare și un microfon. Pe partea din stânga, sertarul. Pe partea din dreapta, senzor de amprentă capacitiv și butoane de volum. Și în partea de sus, un singur microfon. Construcție simplă, design simplu, estetic plăcut. Hai să-l pornim să vedem. Hei, ce compromisuri a făcut Samsung, pentru că acesta este, atenție, cel mai ieftin telefon 5G de până acum. Deci, cine a vrut să-și ia un telefon 5G fără să dea 2-3 mii de lei pe acesta? Galaxy A32 are variantă 5G, această variantă, cel mai ieftin telefon 5G de până acum, martie 2021. Punct. După ce am pornit telefonul și am făcut setarea inițială, încep să se vadă compromisurile. Și nu mă înțelegeți greșit, nu am nimic cu Samsung ca și companie, însă cu modelul acesta cred că au făcut prea mult rabat de la calitate. Personal, am S21, am avut S10, am căști Samsung, deci nu pot spune că sunt contra lor. Ba chiar din contră, îmi place foarte mult ecosistemul, interfața, One UI și toate cele, însă acest telefon nu cred că și-are rostul și nu cred că și-are locul în segmentul ăsta de preț. Vorbim totuși de un telefon de 1300 de lei cu ecran HD+, TFT, luminozitatea nu este fenomenală, ok pentru spații închise, dar odată ce ai ieșit afară și bate soarele, la revedere, nu mai vezi nimic în ecran. Avem o rezoluție HD+, după cum am spus, 270 ppi, deci avem 1600 pe înălțime, 720 pe lățime la 6.5 inch. Poate dacă era de 6 inch, mai ziceam, treacă meargă, dar la 6.5 deja iconițele sunt pufoase, textul este pufos și să mă ierte Samsung, dar asta este cel mai puturos ecran cu cel mai mare ghosting pe care l-am văzut vreodată. Deci nici telefonul de anul trecut, ce vorbesc de anul trecut, nici Redmi 8 care era 600 de lei acum 2 ani nu avea așa ceva. Deci avem un ghosting atât de mare, poate că pentru unii nu este neapărat important această chestie, poate că nu își vor da seama, dar odată ce ai pus mâna pe telefoane de la 600, 700 până la 1400 de lei, 1300 cât este acest telefon, nu poți oarecum să treci cu vederea HD+, ghosting masiv, nu-mi trebuie 120 Hz, nu-mi trebuie Super AMOLED, dar măcar un IPS, măcar un Full HD bun, decent. Ei bine, astea sunt compromisurile pe care le faci dacă vrei să ai cel mai ieftin telefon cu 5G, deocamdată. Există și varianta 4G a acestui telefon, Galaxy A32, care acela are Full HD Super AMOLED. Renunțând la 5G, poți avea un ecran mai bun. Acum să fiu sincer, nici infrastructura de la noi nu mi se pare destul de matură cât să poți profita la maxim de acest telefon.
Telefonul se mișcă decent ca performanță, nu strălucește. La interior nu avem nici Snapdragon, nici Exynos. Avem un procesor de la MediaTek. De aceea și telefonul a putut fi așa de ieftin și cu capabilități 5G. Acesta este un chipset foarte accesibil pe partea de 5G. Avem 476 single core cu 1581 multicore în Geekbench. Un scor oarecum apropiat de Poco X3, care este puțin mai ieftin. Din nou, nu vreau să fiu răutăcios, dar motorașul pentru vibrație este execrabil. Deci, cum sunt jucările alea la pufuleți de vibrează, bine, la tastatură nici nu e activat din fabrică, trebuie să-l activezi manual față de alte modele, pentru că probabil știu și ei cât de prost stă la capitolul vibrației. Are acea vibrație de telefon ieftin 2016, cu vâjeitul ăla uș-uș. Nu mă aștept la vibrație de S21, dar sunt telefoane mai accesibile ca acesta cu vibrație mai bună. Din nou, pentru cine nu este atât de pretențios, poate trece cu vederea acest mic neajuns, să-i spun așa. La capitolul software avem, bineînțeles, One UI 3.1 cu Android 11 din fabrică. Asta este un plus, vine direct cu Android 11, One UI 3.1 și securitate din ianuarie 2021. Va primi probabil patch-uri de securitate destul de des, nu știu ce să zic de update-uri pentru software, însă deocamdată suntem la 3.1 chiar și pe S21, deci la capitolul ăsta sunt mulțumit. Pe partea de SIM avem capabilități dual SIM, pe partea de memorie avem 4x64, 4x128, 6x128 și 8x128, aceea fiind o variantă puțin mai scumpă, dar 6 GB RAM cred că sunt suficienți, mai ales pentru un astfel de telefon, poți ține 10 de aplicații deschise în background și sistemul o să le mențină, să zic, active. În ceea ce privește transferul de date, avem Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, USB 2.0 la bază, din păcate, dar na, de câte ori transfer fișiere de dimensiuni mari. Și să vorbim acum despre camere. Am văzut la început, avem 4 camere la număr, cea de jos, bineînțeles, 2 megapixeli, depth. Că e marketing, au pus acolo ca să facă 4 camere, că ajută câtuși de puțin. Sincer, dacă ne uităm la Google Pixel, care timp de foarte mulți ani au avut o singură cameră și făceau efectul acela de portret foarte bine, na, tind să cred că este oarecum mai mult pentru partea de marketing această cameră de 2 megapixeli. O cameră cât de cât decentă este această cameră de 5 megapixeli macro. Putea să fie de 2, puteau să arunci o cameră de 2, dar 5 megapixeli cu distanță focală foarte mică este binevenită pentru acele momente în care poți să faci și vrei să faci o poză foarte apropiată, decât să faci cu camera principală și să dai zoom, această cameră va focaliza foarte aproape. Deasupra camerei de 2 megapixeli avem camera principală 48 f1.8, cameră decentă, întâlnită la mai multe telefoane din acest segment de preț, împreună cu softul din interior, să zic că face o treabă decentă, nu am pretenții foarte mari de la ea, dar nici nu m-a dezamăgit, ca să spun așa. Trebuie să ai totuși niște condiții de iluminare cât de cât ok ca să poți face ceva cu ea. Iar în partea de sus avem și o cameră de 8 megapixeli ultra wide. 8 megapixeli f2.2 cu un unghi de 123 de grade. Vom găsi designul ăsta și pe Galaxy A52 ce urmează să apară, însă acela are un mic camera bump. Deci pe lângă aceste mici cercuri, mai avem un oarecare camera bump, probabil datorită faptului că nu au putut incorpora lentilele în aceste cercuri, le-au ridicat puțin. Înainte să ne uităm la aplicația de cameră, să testăm și senzorul pentru amprentă, este capacitiv. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Și cu ecranul oarecum semi-deblocat. 3, 2, 1. Cam lent, dar merge. E ok. Din nou, nu vreau să par cârcotaș sau anti-Samsung, dar asta este părerea mea reală despre acest telefon. Hai să vedem și aplicația de cameră cum se prezintă. Avem așa. Modurile în partea de jos, cum ne-am obișnuit, portret, foto, video, la mor. Câteva moduri adiacente, pro, panoramă, food, night, macro, slow motion, hyperlapse. Le putem, bineînțeles, edita și pune în partea de jos dacă vrem. Cu un drag and drop. Și asta este tot, avem modurile sortate aici în ordinea preferată. La foto, video putem selecta între lentila ultra-wide și lentila normală. În partea de sus raportul 3x4 sau dacă vrem poze la capacitate maximă a senzorului la 48. Bifăm 48 și na, aplicația este standard, ce am mai văzut la Samsung până acum. N-avem toate modurile de pe S21 Ultra, dar nici nu ne putem aștepta la așa ceva.
Pe partea de filmare avem 4K30 sau Full HD 120 și pe partea din spate, iar în față avem o cameră de 13 megapixeli f2.2 cu filmare până la Full HD 30. Să vedem totuși și cum se aude telefonul pe partea de difuzor prima dată când îl ascult. Acesta nu este stereo, sunetul va ieși doar prin partea de jos, așadar... Nu e rău, nu e nici foarte bine, dar nu se aude neapărat gâjuit. Basul este prezent doar ca să fie prezent, în altele se amestecă puțin cu mediile, nu știu cât de bine o să stea pe partea de voci, dar în apeluri și conferințe nu o să ai absolut nicio problemă, în jocuri automat o să pui căști, nu o să stea nimeni să se joace în metro, de exemplu, pe difuzor. În principiu e un telefon ok, dar pentru cine vrea neapărat 5G și nu vrea să dea mulți bani, deși un Mi 10T Lite este 1450, cred, deci 150 de lei în plus și ai un telefon 5G mult mai bun ca ăsta. Cu MIUI ce-i drept, n-ai One UI, dar dacă nu ții neapărat la 5G, poți să ții varianta 4G a acestui telefon, pe care nu cred că o avem încă, dar ai cameră de 64 pe spate, nu 48. Și cel mai important, ecranul. Nu e HD, este Full HD+, Plus, Super AMOLED. Pe partea de gaming n-am stat să-l testez foarte mult, mici sacadări cu PUBG, totul la minim. În principiu o experiență ok, nu s-a încins foarte mult, nici procesorul nu este foarte performant. Așadar, un pachet destul de piperat, aș putea spune, cel puțin la momentul actual, față de restul pieței, față de Xiaomi, față de chiar și unele telefoane de la Samsung, dacă nu ține neapărat la 5G, poți să ai ceva mult mai bun ca performanță, mult mai ok pe partea de sunet, de vibrație, de calitatea ecranului, la un preț puțin mai mic. Acum nu zic că sunt telefoane de 6-700 de lei mai bune ca ăsta, dar la 1300 de lei este puțin cam piperat. Ei bine, vreau să aflu și părerea voastră, așadar lăsați-mă să știu în secțiunea de comentarii de mai jos, iar noi ne revedem data viitoare.